Bună, băieții, și bine v-am găsit la un nou videoclip. Avem 1000 de cufere în gardă Dragon, nu sunt 200 de oni, pentru că le-am prins la un preț super, super bun, la 38 de oni pe pachet, din câte țin eu minte. Așa că vine 38 ori 5, 190 de onișori. Acum vedem dacă putem recupera mai mult sau ieșim în gaură. Oricum avem 0 oni, 0 yang, deci tot, tot, tot ce se face ui din cufere am aranjat, am făcut cât de cât loc. Hai să vindem alea, să mai facem puțin de loc. Înainte de toate o să avem și 16 cufere însoțitor. Ia să vindem astea. Îți bugăte câte avem, nu ne mai trebuie chiar toate. Bun, hai să vedem cuferele carte însoțitor. Berserker, antimagie, rezistență, șaman, vampiriz, războinic, berserker, restaurare, antrenament, Drop diang, antimagie, restaurare, distanță, distanță, șaman, Antrenament și Spiritism. Cam, cam asta a fost, nu a fost să fie. La căra, mă gândesc că e peste un 1. Așa mă gândesc că ar trebui să fie peste un one bucata. Punem asta deoparte și începem cu primele 200 de recupere gardă, din care trebuie să recuperăm peste 38 de 1. Ia să vedem cum începem, frumos, cu câte 30. Ia să vedem cum continuă. 10, 10, 10, 10. 30, 10, 40, 10, 10, 40, 10, 10, 10. Hai să vedem, frate, prima flăcărică la cât o prindem. Dăm o dată până să încarcă tot inventarul. 600, 700, 800, 900, 11 oni. Da, ne-am oprit la 11 uni. Ia să vedem. Flacără? Nu pot să cred, frate, o dat. O dat șase flăcări. Bă, mai aveam noi flăcări în inventar? Nu era. Deci, o dat șase flăcări mai puțin de 100. Leu, foarte bun. Foarte bun radamentul. Deci, nici nu avem ce comenta șase flăcări. Uu, erau foarte multe dăți în care nu luam uh, șase flăcări din 200. Deci, eu zic că e destul de bine. Vedem la final când legătăm astea, dacă depășim 38 de uni sau nu. Hai că fragmentăm și revenim. Dar până la atunci, cazul în care vreți să vă cumpărați un joc sau să faceți cadou la cineva un joc, o puteți face de pe Neba unde a început vacanța de vară cu cashback de până la 15% la o varietate de produse. Iar cazul în care întâmpinați probleme sau dificultăți, aveți suport 24 din 7 la secțiunea de etichete. Toate linkurile le găsiți în descriere. Hai la cufere! Deci, a rămas pachet de 126 și am făcut 6 flăcări, care trebuie să vină dacă ajungem, deci măcar până la 8. Deci, încă 2 să mai pice din ce a rămas 126. Hai, let's go, avem 11 ani, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 1 și 40, limită maximă atinsă pe cont și a rămas 77 de cufere cu... Na, nu mai da nicio flacără. Deci nu mai da niciuna, nimic. Oare să se fi gătată noroc acolo pe olia? Hai să schimbăm onișorii. Nu cred că putem schimba 19 întreg. O să schimbăm numai 18. Nici 18 nu ne ajunge. Stai așa că facem cu 17. Bă, nu mă, cu 18 în capi, mă. Noi deștepți. Bun. 86. Și 10, 10 cu flacără, bun. 30, 10, 40, 10, 10, 10, 10, 40, 10, 10, 10, 10, 30, 10, 10. Bun, hai că nu mai avem loc. s mai făcut încă 3 1 și o flacără. Deci, oh, n-am bărit, salut, salut. Avem 7 flăcări. Și 61 de cufere, este potențial. E este potența, mă băieți. Adică din vreo cât? 60 ceva sau 70 de cuferi au picat... Nu, 70 un pic. Au picat 6 bucăți. Deci cred că așa ceva n-am mai puțin niciodată, în orice caz. 35 de albe, păcat că nu prea au preț. Și continuăm cu 10, 10, 10, 10, 40, 10, 10, 30, 10, 10, 10, 30 cu flacără, bun, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. a că mi s-a dus profitul cu flacăra. Deci am făcut o flăcără după cum am zis, dar mi se pare că e destul de slab pe Young. Hai să vedem, 4 oni, 5 1 on, 6 oni, 7 on, 8 oni, o să sărit direct la 9, 10, 10 1 hmm. Și inventarul 2? 11 flăcări! 11 flăcări din 200, man, deci randamentul ăsta clar, clar, deci n-am mai scos așa ceva, deci n-am mai scos așa ceva, 11 flăcări din 200, e clar, profit pe asta, um. hai să punem, punem la un 1 flacăra în primă fază, după care mergem și vedem prețul exact și recalculăm la calculul final, dar începem cu 11 mai deci 11 oameni flăcările plus 21 plus încă 10 din În inventar ajungem la 42 minus 38 ar veni 4 om profit. Dar, cum v-am zis, posibil să fie mai mult din cauza prețul flăcărilor. Pe Yang, da, într-adevăr, chiar, chiar, foarte slab. Adică dacă aveam ghinion la flăcări, uh, era, era gaură. Le lăsăm acolo. Vedem cum, cum continuăm cu celelalte. Mergem și schimbăm și Yanguțu. Și facem curat în inventar. Adică nu mă gândiți vă că dacă continuăm în același ritm, ar trebui să avem la final 55 de flăcări. E enorm, enorm să scoți 55 de flăcări din 1000 de gardă. Foarte, foarte multe. O cască cu 15 vânt de nivel 80. Mai suntem pe Carpa, nu prea cred că o să se caute, dar o ținem. Poate o să aibă cineva nevoie de ea, o încercăm, o punem pe shop la un one, dacă tot e vorba de shop Cam așa arată shop-ul, am aproape încărcat fără un slot Punem casca asta la un one și am rezolvat situația și cu slotul ăla Ce mă, nu mă lasă Da, nu mă lasă, stai așa că trebuie să schimbăm one-ii on, one, cum aș și zis, deci 10 bucăți, bun și acum ar trebui să mă lasem. Bun, și oficial putem continua. Ține minte că avem 31 de onisori în inventar și începem al doilea pachet. Hai să punem lăzile acolo. zilele, o să le cam ținem. Uh, cum s-a început? Ce ziceți? 10, 10, 10, 10, 30, 30, 10, 10, 10, 10. 10. 10, 10, 40, 10, 10. O să dau un schimbă caracter și după care îi dăm talpă ca apare că nu vrea să scape la mai mult. Noi să vedem. Let's go. 3 uni, 4 uni, 5 uni, 6 uni, 7 uni. În greu urcă. 8, 9. Greu, greu urcă. 10, 11. Hmm, foarte greu urcat. Bun, dar hai să vedem cum au urcat flăcările de la 11 bucăți la 13, deci o dat două bucăți. Două bucăți de flăcăr, bă, tă, nu rău. Tă, nu rău. Cum ai rămas 134, dar o dat slab pe Yang. Slab Yang, nu știu ce să zic de tura asta, vedem finalul. Adică și prima tură, tot așa ne-am oprit pe la vreo 11 ori, dar erau 6 flăcări, nu, nu două. În ceea ce diferență. Bun, hai să continuăm să vedem. Prima mână, 10. Hai e bine. 10, 10, 10, 40, 10, 10, 10, 40, 30, 10, 40, 10, 10. Hai da mă cu flăcării ca 30, 10, 40, 30, 10, 10, 10, 30, 10, 10, 10, 10, 30, 30, 10, 10, 10, 10, 40, 10, 10, 30, 10, 30. 40, 10, nici un 60 n-am văzut. Limită maximă de pe cont. Hai că revenim. 18 monișori. Bun. Și hai să continuăm. Încă 93, 3. leu. Bă, da slab și pe Ianc și pe flăcări. Ia să le vedem. Ce o dat acum? Sperăm că o Sperăm o Din câte știu, am avut 13 flăcări și avem 10 unii în inventar. Am rămas cu 28. Și nu o da nicio flacără. Bă, nu o nicio flacără. Deci gândiți-vă că din prima tură... Ai, 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 Deci din prima tură am făcut... Nu mai putem deschide un cupăr. Orice aruncăm, hai să vedem să nu merge mai urea până acolo. Perfect, așa. Mi-a dat, mi-a dat? 30? Sau cât mi-a dat? 30, o da bine. O da bine. M-am avut 31 de unul așa -i? 31 și acum avem 59. Slav de tot. Slab de tot, mă băieți, asta. Asta cred că e pe minus 100%. Ce era la soare? asta. Mm, Acum se termină și începe orisoanele. Ok. Nu, no, hai să deschidem rapid ăsta, alte 27. O, oh, scuzi, de rând, succes. Mersi frumos. Mersi. Spor. O, abia aștept să postez. haide. Ia. Yeah. 3 4 ani. Bă, da, ce greu urcă, frate. Deschid o grămadă și ia atât câte 10, mă. Ok, ok, o dat, o dat, două flăcări acum pe final. Deci am avut 11, o dat total 4. Deci 2 și 2. Și hai să calculăm oni. Avem 5, 9 plus 4 minus 31, sunt 32 de oni plus încă 4 oni de la flăcări, vin 36. No, asta e pe minus cu 2 onișori. Deci asta ar veni pe minus cu 2 onișori. Ai uria. Foarte slab pe Yang, foarte slab, foarte, foarte, foarte slab pe Yang și cred că și prima tură nu a fost extraordinar de bine. Adică cât să vine? 15 pe capa și un pic pe cufăr media. Mm -hmm. 16 către 17 e medie bună. Sub deja te strică, nu N ai cum să faci profit, să se mai și merite. Calculăm la final, punem flăcările în primul inventar și dăm să margă. Avem 15, hai da, 16, bun. 16 flăcări. Hai da, mă. Hai da. Sunt 16. M Am deschis 50. O flacără din 50 a revenit tot 4 pe 200. pe mm. mm. 16 în inventar. Am avut încă 4. Deci ne-am oprit tot cam pe la vreo 11 ani. Și avem 134 și numai o flacără. Mare rost să mai zic. A, că e slab. 10, 10, 10, 10, 10, cred că 10 a fost așa, -i? e capul meu, salut, salut, hai să gândim ce zice pac, 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 17, 18, bă aleu, mă, bă da, foarte slow, acum putem schimba 19 ani, bun și hai să continuăm, Hai să continuăm, dacă tot am început să facem pac, o să facem până la capăt, nicio o flacări, incredibil. m dat, deci o dat din 211, 11 bucăți și acum suntem la pachetul cu numărul 3, adică ajungem la 600 de cufere deschise și suntem la 16. Deci ce să mai, ce să mai zicem? S-au făcut record, deci record la flăcări pe 200 de cufere și ai, Da. 48 de cufere. O dam o flăcări dintre astea. Sau nu o dat? O dat una, așa -i? O dat o flacără. O flacără din 200, încă una, două flăcări. Mi nu nat. Două flăcări din 200. Nu putem deschide. Bă, l-am deschis. Cât o dat? 40 de milioane. O să schimbăm, mergem pe cei 6 că deja. Deja nu mai pot. Mai le punem în inventarul 2, unde le-au plăcut la ele aici. Mi se pare că pe al treilea slot din primul rând. Ăstea încă 200 și ajungem la 800 de cufere. Hai să mergem să schimbăm ăștia 9 oni. Putem schimba 8. Ajungem la un 96 de oni. Plus 17. Egal 113 oni. Împărțit la 3 pachete egal 37,6. Deci, teoretic, am fi pe minus cu un pic. Minus timpul nostru în care am stat și le-am deschis. Super tare. Cât mi-a dat? 10. Bun. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 30, 10, 10, 10, cu flacără, 10, 10, 10, 10. 10. 40, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 40, 10, 30, 30. Până am 60, mă. 30, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Incredibil. 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 Am scris 40, 18 flăcări. Da, e tare. Hai. Nu mai avem loc. Ce tare. Hai să deschidem o mie de gardă, că n-am deschis de mult. Hai că îmi recuperez niște one. Am zis că îmi pun niște one așa la depozit pe care nu e suficient iang. Ah, numai șapte. Așa. Am că îmi pun niște iang la depozit și îi depozitez în cufere gardă. Că așa nu-i strâc, știi? Și acum când mi trebuie și am nevoie de ei, că am prins un nego să mutăm pe alt server, stai în am și deschide cufere gardă, că tare fain e din care să nici nu faci profit, știi? După ce că îți pierzi timpul cu ele. Măcar facem vânzări, ia uite. Vine cu argintii, ok de vară. Abia aștept să înceapă evenimentul ăla. Să mai cumpărăm câteva. Poate prin la preț bun și mai facem o obiejință corectă. Să mai pune și serverul în activitate, toată lumea joacă, oricum toată lumea activă. Deci chiar prezentor din ultimul an, foarte activ a fost serverul pe toată durata anului. Adică când nu au fost beți activ pe servere, au fost activ pe serverul temporar. Deci totul mai are. 137 de perle albe? Poate mai facem acolo un 50 de capa Hai să deschidem asta. Deci avem 18... 18 de care, mă? 18 flăcări. Nu, nu am văzut până acum pe chat. Am văzut una. Am văzut una, dacă nu mă înșel, au fost două. Deci 18 ar să fie 20. Da, 20. Am văzut bine din păcate numai. Da, e bine mă și 2, Da, 2 din 50. Dacă dă tot așa câte 2 din 50, facem profit, adică vine 8 pe pachet de 200. Deci s-ar merita. S-ar merita și am mai recupera. Din pagubă. Avem acum 20. Hmm. Hmm. Ajungem are la 30 de flăcări măcar, o să facem un 30 de uni corect. Bine. O să vină, cred că peste 30 de uni. Dar 30 de flăcări ar fi ok. 1000 de cufere, o rată de 3%. Cam așa ar veni. 106, 10, 10, 10, 10, 30, 10. mai hai să rezolvăm așa. Am văzut flăcarea o bucată. Am văzut o bucată. Hai, da, mă, zic că e mai multe. O mai clipită, mai ăsta. 21, nu, 1 a fost. Aia care am văzut-o și atâta. Hai că facem loc. 41, 10, 30, 30, 40, 30, 30, 10, 10, 30, 30, 10. Bă, asta a fost bună, mă. 10, 10 și gata, limita atinsă. Asta a astea au dat bine. Deci, ăstea chiar o dat chiar bine. Păstă, păstă orice limită. Adică o recuperat câteva, dacă o gândim un pic. Schimbăm. 18 unii aici, ajungem la 121 de unii în inventar. Deci de reținut că avem de recuperat 190. Hai să vedem cum îi recuperăm. 10, 10, 10, 10, no, în condiții de astea cam nu se recuperează. Ai, 10, 10, 10, 40, 10, o să fost bună, 30, 40 au fost. Hai, let's go, hai cu flăcările. Hai cu plăcările. N am văzut, cred că e niciunul, așa -i? Cred că niciunul -o am dat. -o nu dau niciuna, deci incredibil, bă, frate, cum, explicați-mi și mie, cum scoatem nouă flăcări din 200 ce au mai rămas? Cum scoatem atâtea flăcări? Deci, nu avem nicio șansă. 30. Oh, 60. 60. 30. 10. 10. O, am ia uite, 40, 30. 10. 10. 10. 40. 10. 10 cu flacără. 10, 10, 10, 10, 60 iară. Wow, wow, wow. 40, 30. Maulou. Bună astea, bune, bune, bune tare. Ok, am prins 3 maxime, frate, am prins 3 de 60. Super bine, chiar super bine. Vedem dacă mai recuperat un pic, dar la ce gaură suntem greuți. Dar orice ang în plus se simte. Și 10, 10, 10, 10 mi s-au dus în noroc. Bă, s-au dus în noroc cu prietenii, dar nu numai 10. 30, 60. Să vină înapoi. 60, 30 cu flacără, ok. 10, 40, 30, 30, 30 10, 10, 30, 10, 10, 10, 10 cu flacără. O dată 3 flacără până acum. 10, 30, limită maximă atinsă pe cont. Deci o dat 3 flăcări din 50. Adică am ajuns la 24. Hmm, bune, deci astea au fost chiar bune, dar bine și flăcările. O dat uh, foarte bine și pe Young. Deci chiar surprinzător de bine o dat pe Young. Ia să vedem dacă tot băga vânătorul. 1746 de uni. Asta că înseamnă? 1700 împărțit la 80 ori 4. What? 85 de uni, Adică cam atâta s-ar veni prețul vânătorului dacă îl cumpere acum. Deci clar nu merită nici de o culoare. Evident, mai scade prețul deoarece numai acum a început licitația. Deci prețul se duce în jos. Schimbăm din nou 18 Oni și ajungem la 139. Deci 139, mai avem încă un, un, un inventar, mai punem încă unul, un, ajungem la 140. Plus încă 24 din flăcări. Adică 164 minus 190 lei. Încă 26 de oni. 26 de oni și avem 147. Este destul de convenabil. Sincer, e destul de convenabil. Adică s-ar putea. S-ar putea să atingem. 30. 30. 10. 10. 10. 10. 10. 10 10, 10, 40, 10, 10, 30, 10, 10, 30, 10, am deschis una după alta, 10, 10, 40, 60, haide, 10, 10, 10, 10, 10. mi s-a dus profitul de pe 60, 40, am văzut, iar 40, iar 10, iar 30, 10, 10, 10, 40, 10, 40, 40 10, 30, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, nu. Mai schimbăm încă 9 oni. Hai. Nici încă 9 oni. Așa. O grămadă yang. hai de capul nostru. Deci gândiți-vă dacă sunt 150 de oni acum aproximativ. Vin 150 de oni. Ori 3kk. Vin 4 jumate, 5 oni. I-am pierdut pe schimbat de yang. Da. Nici o, mai, nici o flacără nu o mai dat. Din 49 de cât eu mai am rămas, aici e problema, adică din 51 mi-au dat 3 și din următoarele 49 niciuna, știi? S-a stricat tot randamentul, din 6 pe 100 a ajuns la 3 pe 100. Vedem cum continuă. să fim pe 0, sincer. Deci acum cam asta îmi doresc în prima fază, să fim pe 0. Deci atât, dacă profit văd că nu vrea, măcar pe 0. 100 și avem 30, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 30, 10, 10, foliu, Băi, dar cum să ieși, mă, pe profit? Ia, mă. Îți dă numai jumătăți, mă, cât ai dat pe cufăr. Hai. Și avem 6, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 1. Nici o flacără. Nici o flacără. Din 62 de gărzi. bun, hai că sper că mai încap restul să le deschidem toate din, acum dintr-o tură. 10 cu flacără. Da, super. A e bine. Avem 25. Măcar o mai picat una. Orba. Hai. Să mai încap. Că mai încap până în 200 de flăcări. Oha. Ia să vedem. Nimic, 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 Avem 17. O -au mai rămas încă 4. 10, 10, 10. 40. Ok, am mai picat una. Bun, deci am mai picat o flacără. Avem 26 de flăcări. O să trebuiască să schimbăm toți oniișor pentru că am schidat la băiat uh, Noi putem investi yang și să schimbăm noi altfel în one. Nu e nicio problemă. Asta e riscul de la coferele gardă. Hai că facem curat. Vindem ce mai avem de vândut, fragmentăm ce mai avem de fragmentat și facem calculul final nu ne uităm și pe piață să vedem cât e o flacără. Bun, am făcut curat, am verificat prețul la flăcări și ăsta e prețul. Deci începe cu 1.17, dar sunt foarte puține, după care 10 bucăți la 13 oni și nu sunt pe piață. Le-am calculat și astea la alte 24 cu 19 și 46 cu 35, cam tot acolo de 25, 26, 27, 1.25, 26, așa. Deci o să le calculăm la 1.2 bucata cu totul că o să le punem la 1.3 la... vedem noi așa trecem dincolo Stai să, să mutăm clientul ce fa totul bine? da filmăm așa și avem 26 de flăcări ori 1.2 egal 31 de oni. Ceva mai bine. Ceva mai bine. Bun, hai să schimbăm și oameni din inventar și mai avem niște fragmente, niște perle dacă e. Oh, Mi-a lipsit să te văd pe ET, că n-ai mai postat, da frate, lasă că revenim. O să revenim cu o serie, nu vă zic încă absolut nimic, dar sperăm să fie totul bine. Nu încă pe 18 unii. schimbăm 17. Bun, și avem. 31 plus 165 plus da te încolo. Mă, suntem pe profil numai din flăcăr și nu pot să cred. Deci eu nu pot să cred. Am scos, o, hai să punem 166 de oni. Așa. Plus. 31 cât sunt flăcările. 197 de oni, mă. Deci suntem pe profil cu 7 oni. Da, la asta chiar nu mă așteptam. Deci chiar sincer să fiu nu mă așteptam. Noroc ultima tură. Cred că, cred că asta au făcut ceva mai mult. Fragmentele de energie merg 12... Nu, stai că vă arăt. Stai că vă arăt. 12kk, 200 de bucăți. Wow. Deci 12 milioane. Punem... că să punem aici din ce avem noi? Punem un jumate. Hai că punem un 1. Așa, 198. Și mai avem uh, perlele albe, albastre și vișinii S-au făcut din fiecare. Cât un stack de 200. Perlele albe mai punem plus un o jumate, adică punem doi oni, calculăm rămas de la fragmente, restul perilor nu prea cred că au preț, eu le-am tăpus mai multe, am încercat să le vând, dar n-am avut noroc. Da, nu prea au preț, maxim 50 caca, dacă mai scoatem de pe alte, dar avem lăzi ajutor, am făcut un lăzi ajutor, 200 de bucăți, hai să vedem dacă astea au preț, ladă, ladă ajutor, ia să vedem pe unde sunt, ladă ajutor, 50 la 30 de caca, ok. Deci ar merge la plus 1. Plus 1. Hai să zicem că 200 de uni, am făcut și noi 10 unii profit. Indirect, încă nu i-am făcut. Dar să zicem că am făcut 10 Uni profit, deci nu mi-am irosit aproape timpul degeaba. Hai să vedem la cât am început noi să filmăm. Da, mi-a luat o oră. O oră 10 unii. Hmm. 10 uni, pară. Fa asta toată ziua, mai făcut 100 de ani într-o zi. Hai că e mâncă câini, frate, nu faci toată chestia asta o zi întreagă. N-ar cam atât ne luat. O oră. Colectăm 10 ani de pe shop. Bun. Hai să-i colectăm. Doi încoace. Așa. Boi, cam atât cu videoclipul acesta. Sper că v-a plăcut și noi ne auzim la următorul cu o nouă serie. V-am Ceau, pa, pa.